atot milostivă și prea sfântă împărăteasa mea, ceea ce ești fecioară prea curată și născătoare de Dumnezeu, întru tine am nădejde și către tine strig ajutorul meu. Nu te scârbi de mine, păcătosul și nevrednicul rob al tău, ci mijlocește pentru mine înaintea preasfintei treimi, ducând rugăciunile mele la urechile Mântuitorului meu, Iisus Hristos. Maica lui Dumnezeu, singura și neîndoielnica mea nădejde, nu mă depărta și nu mă părăsi în necazurile mele. Cu umilință și cu smerenie îți cer ajutorul și ocrotirea ta înaintea oricărui vrășmaș, diavol sau potrivnici, văzuți și nevăzuți. Apără-mă de răutățile vrășmașilor mei. Dăruiește-mi puterea și înțelepciunea să înfrunt ispitele și necazurile vieții. Iar în ziua judecății să fiu găsit vrednic de iertare și de mântuirea sufletului meu. Stăpână, ajută-mă în toate treburile mele. Dăruiește-mi pacea și liniștea sufletului meu și fă-mă vrednic să duc o viață plină de fapte bune și cuvincioase. Iartă-mă, preacurată, pentru toate păcatele și greșelile mele, pentru slăbiciunile și pentru trândăviile mele, pentru gândurile și pentru cuvintele mele, pentru faptele și pentru lipsurile mele, prin rugăciunile tale de Maică a lui Hristos, să fiu păzit și ocrotit de toate primejdiile, să fiu îndrumat pe calea cea dreaptă și să pot merge cu binecuvântarea și cu ajutorul tău spre împărăția cerurilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să îți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.